Vă salut, oameni buni! Aș vrea să vă prezint astăzi o tehnologie de sudură. Pentru unii nu e nouă, dar e străină. Și aș vrea ca să vă familiarizați cu ea, pentru că este foarte, foarte bine să cunoști această tehnică a sudurii. Mă așteptam să fiți mai mulți doritori, dar să știți că unele lucruri nu se pot face fără această metodă a sudurii. Aș vrea să vă prezint aici această metodă de a suda fonta. Aș vrea să vă spun că noi fonta o sudăm, nu o lipim. Am făcut câteva puncte de sudură și câteva reglaje a aparatului. O să vi le prezint și pe acestea în mare cu altă ocazie. Da? Cam așa arată o sudură a unui grătar pentru arderea cărbunelui. Da? Da? Am danturat această parte pentru a facilita trecerea aerului și arderea în totalitate a cărbunelui și la nivel de grătar. Așa? Se sudează cu argon pur. Nu putem suda cu această metodologie decât cu argon pur și folosim acest aparat de sudură la 250 de amperi. Un aparat de la Velt. Este un aparat bunicel și din câte vedeți își face treaba foarte bine. Nu am ascuțit electrodul, este un electrod nefuzibil, un electrod de Wolfram, așa, vedeți cum este ascuțit, da, undeva la 36-38 de grade, nu mai mult. Aici la vârf s-a format o bilă de sudură, care va trebui să o înlătur. Am să vă arăt cum se ascute acest electrod și cum se sudează fonta și cum ar trebui să sudăm fonta, pentru că v-am spus, fonta se poate și lipi, dar nouă ne place ca fonta, da, să o sudăm. Cum facem acest lucru? Prima și prima dată trecem la ascuțirea electrodului de Wolfram. Nu am să mă duc în cealaltă parte pentru a folosi polizorul. Am să vă arăt aici, pentru că mi este mai ușor și mie și mi-aș dori ca să vă fie de folos. Eu așa procedez. Fiecare face cum crede că este mai bine pentru el. Dar, vă repet, eu așa procedez. Prind electrodul în mașina de găurit și înșurubat. Așa. Ca să se poată roti, da? Îl vom așeza pe pânza, pe discul de șlefuit. Vom căuta unghiul cel mai benefic pentru noi și nu îl vom ascuți așa. Este obligatoriu ca ascuțirea, urmele ascuțirii, dacă doriți, care le lasă pânza, trebuie să fie longitudinale, pe lungime, nici de cum pe circumferință, pentru că altfel nu vom putea controla sudura. Haideți să vedeți cum procedez.
Încă puțin. Da? Aș fi putut continua, pentru că am avut și partea asta la alta ascuțită, dar am spus ca să vă prezint, să știți că felul cum se ascut acești electrozi este un electrod de 3,2 cu capătul verde, nu se mai vede culoarea pentru că am folosit ambele capete, vă spun acest lucru pentru că știu, influențează în mod direct felul cum sudăm. Și anume, dacă vom folosi o ascuțire mai undeva la 45 de grade, ea nu va avea o pătrundere atât de bună. Eu folosesc acest unghi la 35 de grade pentru că am un material de 10 mm grosime și este necesar ca să putem pătrunde un minim de 3-4 mm pe fiecare parte ca să putem face suduri de calitate, să vă oferim ce este mai bun. Acesta este electrodul, îl vedeți cum este pe ambele părți și să vă arăt ce a făcut cu discul de șlefuit. Totuși este Wolfram. Ce spuneți? Nu contează. Acum o să facem câteva reglaje a aparatului. Am sudat ceva material mai gros și a rămas setat pe 150 de amperi. Nu o să folosim 150 de amperi pentru că este prea mult. Vom folosi 100 de amperi. Am testat mai înainte de a începe filmarea. Așa. Și acum haideți să vedem cum sudează. Am pornit aparatul, vedeți că nu se aude nimic, el este un aparat silențios. Va porni doar în momentul în care acționăm pistoletul și după o bucată de nefuncționare se va opri singur. Haideți să trecem la treabă. Cred că va fi mai dificil puțin aici. Nu știu cum să pun telefonul. Sper că aici să se vadă. Da? Este în regulă. Acum aici avem capătul pistoletului. Aici avem porpensa. Normal trebuie introdus pe din coace, dar se poate și pe aici fără probleme. Ca să introducem electrodul. Așa. Strânge că s-a încălzit. Da, și-a dat drumul. Acum, undeva la un centimetru scot eu afară capătul electrodului. Cam așa. Să vedeți și voi, nu mai mult. După care strâng capacul lung. Electrodul se rigidizează și putem să începem. Este foarte cald, fonta transmite căldura foarte 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 bine. Aș vrea să vă mai spun un lucru care nu este deloc de neglijat. Pistoletul la această metodă a sudurii, cablul de masă în mod obligatoriu se pune la borna plus, iar pistoletul la minus. Bun. Să-i dăm drumul. Încă un lucru.
Acest pistolet este cu, acest aparat de fapt, este cu pornire HF, adică prin înaltă frecvență. Nu pornește la contact, decât la acționarea butonului. Haideți să vedem cum și ce se întâmplă. Da? Voi ce ziceți? Cam așa ies sudurile. Da? Haideți să mai facem una și aici, în partea asta înaltă. Îndepărtarea impurităților și curățarea la luciu metalic este un lucru vital pentru ca sudurile să iasă bine, pentru ca ele să își facă treaba și să fie o sudură, nu o lipitură. Haideți să vedem cum este din coace. Ce ziceți?